Mare aici s-au așezat în Bulgaria. Au mers mult. Au lăsat familii bulgarii prin Italia. Deci au călătorit mult bulgarii ăștia. Ei, când s-au așezat, e așa, stătea Neion. Eram deja creștinați. Și exista numai. Stătea Neion cu pălăria. Și îi zice, mă, Gheorghev! S-au curgemat. Mă, cum se zice la fructa asta mică și așa, care crește la mine în colț, care e fratele meu? Și bulgarul i-a spus, ghindă, băi, prostule! Da, ghindă. Deși rimează cu barză, barză, măcar din lista aia, cu rime, puteau să bage și ghinda. Nu, am pus pe la bulgar. Dar știți, un cuvânt cu etimologie necunoscută, unde Institutul de Lingvistică al Academiei a dat, n-am putut să-l găsesc și a zis, băi, necunoscut asta. Nu rimează cu varză, barză, nu știu ce. Făceau poezii scurte. Cum spuneau cuvânt, era rim. La dat. Nu se poate. Și nu era atât de cunoscută tehnologia și folosința lui. No, strugure e etimologie necunoscută. Vino e mai cunoscută. Deci, vă puteți închipui. Da. Deci aici suntem pe teritoriul aberației totale. Unii care vor să facă tot dicționarul a fost limbă dată, pură, au mai stricat o latina literară, cât un pic, da? Ei alți, nimic. Ăia n-au existat. Un plan total fals. Foarte greu de depășit, că dacă încerci să discuți într-un mediu în care sunt prezenți prea mulți, sigur, oră poate avea atacă. Mar, cum să... Cum să... Am avut și chestia asta, confuzia, naționalism-patriotism, care a răvășit foarte mult. Păi nu poți, dacă nu ai grijă de ai tăi în rețeaua nației, fără frontiere, fără... Nu poți să reziști și să ajungi să progresezi și să rămâi în joc. Pentru că aici se deschide următoarea idee, nu cred că o să am timp să o să o fundamentez până la capăt, dar cumva metaforic vă spun. După toată experiența și din contactul cu filozofia lui Drăgănescu și din contactul cu psihologia cuantică și filozofia din jurul acestea. Foarte unele convingeri, unele intuiții. Trăim pe o tablă de joc. Trăim într-un... Lumea asta este un spațiu, un teren de joc. Într-un joc destul de deschis. Deci mai variază regulile, pentru că noi nu le-am învățat bine. Cumva. N-am dibuit scopul. Foarte bine. Și... Aici e cheia. Să înțelegi până la urmă care este miza. Marea miză a jocului respectiv. De care știm situația, dar trebuie... Deci știm premiza. Da? Dar nu putem evolua dacă nu ne spunem ceva în față, o cauză în față, în viitor, care să ne atragă ca un aspirator, aspirație. Care e aspirația României? Ca neam. Atât întreb. Nu știu. Să mergem mai departe. E, acum schimb iar registru. Am spus să fiu nu nelinear, discontinu. Dar lipsește o... Așa. Contextul global e și mai... Deci situația globală este... Iată. Aici, toți americanii, că sunt de dreapta dreptelor, că sunt de mai stânga stângilor, cum sunt democrații,
toți estimează mai blând că problema disparității. Adică spun, domnule, disparitatea e bună, dar să nu depășească limita aia. Toți o estimează mai blând decât e realitatea crudă. Deci, evită între timp. Asta arată că încă nu a ajuns cuțitul la os, cum să mergem. Încă nu s-a simțit efectiv. Dar cum tendința de prin anii 80 așa să crească disparitatea foarte puternic. Uitați și aici. Hai să vedem foarte clar lucrul ăsta. De prin anii 80 și de ținut multe lucrul ăsta. Asta nu poate să crească la infinit. La un moment dat crapă butoiețe. Deci pe chestia de întreprindere o să avem o suprafață de catastrofă de aia cu nu atât de simplă cum v-am arătat de data trecută, ci una care are cam așa. Adică sar de aici, aici, cazi aici, dar nu poți să stai și cazi iar aici. Asta se plimbă în toate. Ar trebui două ore să stăm numai să șurubărim la grafice. O catastrofă de difluturi. Dacă nu cumva e un bilic paragolic. Altă chestie. Deci, la asta aș mai avea numai întreprindere și expectativă. Am expectativă un nivel, cel de jos se revoltă. Deci, întreprinderea în care în familie, unări își spar farfurile și își dărâmă casa, averea la care au muncit, pentru că s-a intrat în starea aia. Deci, energia e folosită, dar mai bine romor. Eu l-am făcut. Romor cu mâna mea, că eu te-am făcut. Eu te-am făcut. Da? Sau construcții. Aici. Deci, bun, disparitățile astea mi arată că se îndreaptă spre un butoi în care revolta nu pleacă neapărat de unde te aștepți. Pentru că, de exemplu, Bangladeshul și indieni au lucru că rău de tot. Noi suntem cei mai săraci dintre bogați. De la coada celor mai 20%, dar suntem cei mai săraci dintre bogați. Nu știm. Unii nici nu-și imaginează. Trebuie să mai meargă până în Basarabia, mulți, să mai facă un pas și de acolo, spre Est. Și atunci conștientizează brusc care e diferența. În Orientul Mijlociu e o revoltă, dar cumva de altă natură, care e legată și de o chestie că proastă sau nu e proastă, adevărată sau neadevărată, componenta aspirațională există. Deci, aia se salvează viața dincolo, sacrificându-se aici. Cred în asta și asta dă coerență destructivă, ci drept, mișcărilor lor. Chestia care te împurcă, îți împurcă liniștea balcanică extinsă peste toată Europa, îngrozitor. Cine sunt ăștia? Chinezii au sărit așa. E, problema e că toate sunt acțiuni, întreprinderile sunt arhitecturi de acțiuni și ordinea acțiunilor, operațiile cu acțiuni, deci dacă vreți să facem o întreprindere, va trebui să operăm acțiuni și să înșiruim acțiunea A plus acțiunea B, dă rezultatul C și nevoia de acțiune D și așa mai departe. Numai că suntem într-un spațiu de operații necomutative. Pe care toate intuițiile noastre clasice, newtoniene, bazate pe fizica veche care persistă foarte mult, ele fac parte din intuiția noastră macroscopică, ne încurcă. Dacă nu știm și din partea cealaltă puțin, dacă nu ne antrenăm mintea un pic să vedem și cum vede cuantica, nu vom face față acestor permutări. Uitați. Îl învârt prima dată pe vertical, așa.
ajunge în poziția asta. Îl învârt după aia pe asta, asta, așa, și ajunge în poziția asta, da? Am schimbat. Învârt în timp orizontal, așa, a ajuns așa, îl învârt pe vertical, așa, și a ajuns așa. Rezultatul e diferit. Păi, una este dacă cineva... Deci, măsor, am văzut, se măsoară clasamentele, nivel de trai. Păi, una este dacă eu sunt la nivelul ăla, după ce am fost mai sărac. Și alta este dacă sunt la același nivel, la egalitate cu celălalt, după ce am fost mai bogat. Un tip care are mulți bani din capital, de faliment, dar mai avea așa să trăiască cât rezerve la 10 pensionari, să spun, ajunge să se sinucidă. El are încă resurse mult mai mari decât ăștia alți care, pentru că au câștigat 100 de lei sau nu știu ce, sunt, le-a venit inima la loc, cum se spune. Deci, în chestiile astea, e foarte fină ordinea operațiilor. Îl reduci sau îi crești nivelul de trai întâi. Foarte delicat. Cât de sincron. Cât de mult una, cât de mult cealaltă. Și mai e o problemă. E problema aia de orizont de timp în care să faci lucruri. Adică, sper să nu... să nu mă lați numele rău, dar unul pas cu pas nu merge. Și unul trebuie un impuls mai mare. Trebuie să faci și unele străpunge. Nu merge. Eu pun problema următoare. Dacă ne aflăm într-o situație de așa numită dependență de cale. Am evocat l-am evocat pe Motor P, care spunea natura, tot ce face, stelele economicoase și principiul acțiunii cel mai metaforic și cel mai valabil pentru ce înseamnă? Omul ăsta a intrat cu un făgaș cu motocicletă. Și merge cu o viteză.